Cu carantina asta nu mai știu ce să fac. Nu pot să ies afară. M-am plictisit atât de mult. Am o idee. Am chemat-o și pe mama, că am nevoie de ajutorul ei. Avem nevoie de un prosop, îl udăm foarte bine și apoi îl scurgem. Așa. L-am scurs. Acum avem nevoie de săpun lichid. Așa, îl turnăm într-un vas oarecare, care îl doriți voi, și un pic de apă. Așa, un pic de apă, acum trebuie să-l amestecăm. Eu am luat o linguriță, ca să-l amestec mai bine. Și apoi, punem câte puțin pe prosopul nostru. Să vedem ce se va primi. Așa, și acum trebuie să suflăm, cel mai important. Wow, chiar s-a primit, uitați-vă, doar priviți câtă spumă. Super, eu nici nu m-am așteptat. Super, și acum pot să mă joc cu el. Acum nu mai sunt plictisită. Super, lehacul chiar funcționează. Privesc televizorul, ce să mai fac în carantină? Am popcorn cu sare, atât de gustos, mi s-a făcut poftă. Dar ce să fac, eu nu am microundă. Știu, am o idee. Avem nevoie de o placă pentru păr. Numai decât o punem în priză, ca ea să se înferbinte, să fie foarte fierbinte, la maximum. Și desigur de popcorn. Super! Cineva acum o să mănânce. Îl despachetăm. Deschidem această pungă. Wow, popcorn! Super! Acum luăm un bob de porumb, cât de mic, și îl punem pe placa pentru păr. L-am aranjat foarte bine și acum închidem placa. Trebuie să o ținem foarte strâns ca popcornul să se prăjească. Nici nu știu, chiar nu știu dacă... Wow, s-a primit! Super! Cât de frumos! E atât de mare! Sunt sigură că este foarte gustos! Nici nu m-am așteptat că va funcționa! Îi pun un mare like la acest life hack! Haideți să ne închipuim o situație de genul că am făcut o greșeală la școală cu markerul galben sau acasă, nu are importanță. Ce să fac? Nu știu. Nu vă întristați. Am un life hack pentru asta. Avem nevoie de lămâie și de un bițișor pentru urechi. Sau de o bucată de vată dacă vreți. Acum muiem foarte bine acest bețișor în sucul de lămâie. Asta îl fac foarte bine ca chiar să funcționeze. Uitați-vă, el este ud, chiar s-a îmbibat foarte bine și acum încercăm să ștergem. Wow, chiar funcționează, uitați-vă! Se șterge! Eu credeam că nu va funcționa. Super! Uitați-vă, s-a șters! Toată culoarea a rămas pe bețișor. Deci pot să spun că lifehack-ul chiar funcționează!